Trecem la Traian Băsescu. V-a acuzat din nou șeful statului că impuneți o linie fesenistă, că ați câștigat cu sloganul Băsescu ne arestează în interiorul partidului. Dumneavoastră i-ați răspuns amintindu-i că și el e fost comunist, după cum singur a recunoscut în 2004 celebra emisiune, și că diferența între partidul dumneavoastră și cel al președintelui este diferența dintre Stolojan Macovei pe de o parte și cele două Elene, Udrea și Băsescu pe de altă parte. Ce ați vrut să-i transmiteți șefului statului de fapt cu asta? Pentru că este extrem de incorect cu partidul pe care l-a condus și care i-a fost loial în permanență și care niciodată nu a vrut și nu vrea să devină un partid antibăsist, cum îi reproșează domnia sa, nu direct, dar cele două Elene în permanență, că vezi, Doamne, noi suntem antibăsiști. Ai fi antibăsist dacă ai promova o linie politică care să fie în contradicție cu ceea ce ai făcut până atunci. Dar nimeni nu poate să arate o singură acțiune a Partidului Democrat Liberal prin care el să nu fie principalul partid european din țara asta, principala forță politică care să apere parcursul euroatlantic a României și de fiecare dată să fie, să sară în apărarea statului de drept. Când discutăm de 2012, doar Partidul Democrat Liberal a fost lângă Traian Băsescu. Când discutăm de tot parcursul nostru după luarea politicii, luarea puterii de către PSD și PNL. Și acum, după ce PNL a ieșit de la guvernare, întotdeauna am fost de partea statului de drept, de partea instituțiilor lui, împotriva modificării legislației care se facă scăpați cei care încalcă legea sau sunt în conflict de interese cu statul. Deci, din toate punctele astea de vedere, am spus că nu are dreptate. Și nu are dreptate nici pentru faptul că de fiecare dată când i-a fost domnului sale greu sau când a candidat, i-a fost în permanență membri. I-am fost în permanență loial. Acum că domnia sa este supărat că n-a câștigat Elena Udrea alegerile în interiorul partidului. Înțeleg lucrul acesta. Dar a trecut atât timp de atunci. I-a făcut partid Elenei Udrei. Dar că acest partid este albă ca zăpada, iar Partidul Democrat Liberal este altceva, cu lucrul ăsta nu sunt de acord. Pentru că este inadmisibil, în primul rând, diferența ca dintre cer și pământ, dintre declarațiile inițiale față de ceea ce își propune Mișcarea Populară și Partidul Mișcarea Populară și s-a întâmplat până acum. Evident că la început au fost pe acolo consilieri prezidențiali, a mai trecut pe acolo, a mai trecut oameni care probabil nu și găseau rostul în PDL, domnul Cristian Preda, domnul Baconsi, dar în rest au fost adus cu arcanul oameni care n-au ce cărta nici într-un partid democratic din țara asta, oameni care au fost împotriva președintelui la referendum. Vă referiți la domnul Anton? Da, domnul Anton. Primari condamnați cu suspendare și suspendați din Partidul Democrat Liberal. Deci asta este fala și mândria primarul din Târgoviște. Deci asta este fala și mândria Partidului Mișcarea Populară. Păi atunci cum pot să compar Partidul Mișcarea Populară cu cel mai reformat partid de azi din România, Partidul Democrat Liberal, care are în conducerea lui oameni tineri, oameni cu expertiză politică și profesională, dar care, despre care nimeni nu poate să spună că au greșit cu ceva, doar că nu au părăsit Partidul Democrat Liberal. Cu toată onestitatea, un cetățean, să zice, care vă privește și ați văzut reacțiile din timpul discuției online, s-ar putea întreba la un moment dat în felul ăsta, de fapt, care e diferența, domnule Blaga, între dumneavoastră și Traian Băsescu? Doi lideri care și-au început cariera în statul comunist, care au condus ani de zile România într-o formă sau alta, de președinte sau ministru, vă leagă o lungă istorie împreună în interiorul partidului, deci vă cunoașteți cu bune și cu rele, ați făcut campanii împreună, cei pe care îi conduceți dumneavoastră azi, respectiv domnul Băsescu la PMP, sunt cam tot ăia care au fost în PDL și cu care ați defilat ani de zile. Deci, diferența între dumneavoastră și domnul Băsescu, care e fundamentală? Că nu o văd. Eu respect democrația internă în partid și am învățat acest lucru de la dânsul. Dar dânsul, în momentul în care partidul a dorit altceva decât Udrea președinte, s-a schimbat. Adică totul până la Udrea, asta vreți să spuneți? Din păcate, despre asta este vorba. Nu văd altceva. Și cum vă explicați asta? Asta nu trebuie să mă explic eu. Dar ați avut, domnule Blaga, curajul că atunci când erați împreună în PDL, domnul Băsescu plecase între timp la Cotroceni, dar tot era un
lider care venea la ședințele PDL, spunea că e partidul de suflet, sau la grupurile parlamentare, la în grupuri, Parlament. Da. Ați avut curajul să-i spuneți vreodată în față că nu e bine că partidul strânge de pildă semnături pentru ca fiica domniei sale să ajungă europarlamentar, că nu e bine ca Elena Udrea să capete atâta putere, două ministere, plus alte agenții. I-a spus vreodată asta în față? Nu acum, când îi spuneți de pe margine și de pe poziții de adversar. N-aș vrea să fac publice discuțiile care au avut loc între mine și domnul președinte, între bărbați. Dar aș vrea să spun două lucruri. În momentul în care dânsul era președinte al Partidului Democrat Liberal, să știți că din 10 propuneri, nu numai eu, dar și celălalt membri ale domniei sale, venit din partea domniei sale, era un om care asculta, era un om care punea în balanță părerile celorlalți și de fiecare dată cu statutul în față lua decizii. Și reușeam, în general, să-i schimbăm 4-5 din 10 puncte de vedere. După ce domnia sa a fost președinte, să știți că s-a implicat mult mai puțin decât spune lumea în viața internă a partidului. Și tocmai asta am spus și eu, că în Partidul de Poliție Românești suferă de o mare, mare problemă. Și asta vine tot din atâția ani de lipsa democrației. Se concentrează numai pe guvernare. Viața internă de partid nu mai au, dezbateri interne nu mai au. Propunerile pe care le susțin guvernele lor nu sunt dezbătute prima dată în interiorul partidului. Astfel încă lucruri bune pe care le-am făcut noi au fost trecute cu vederea, ca de exemplu pensia de 3.500.000. În schimb, deci unele lucruri neaplicate. Sau nu i-a spus în față? Că nu vă întreb ce ați spus, vă întreb dacă ați avut curajul să-i spuneți. Evident, da. Și care a fost reacția? Nu cred că totdeauna a plăcut. Ce înseamnă nu întotdeauna a plăcut? Nu aș vrea să dezvolt. Alții ar mai remarca o diferență, să zicem, între dumneavoastră de acum și Traian Băsescu de acum. Unul face o opoziție tip buldozer la adresa guvernului, dumneavoastră faceți o opoziție mai moale la nivel de discurs public. Dacă aș avea acea tribună pe care o are domnul președinte sau domnul Ponta, sigur că aș vedea o acțiune politică de opoziție de tip buldozer, dar nu am. Toți sunteți, pe bună dreptate, extrem de atenți la fiecare cuvânt al președintelui și când e de bine și când e de rău, pe când, iată, la dumneavoastră sunt prima dată de când sunt președinte al partidului, de 2 ani de zile. Avem atâtea ieșiri publice și, din nefericire, din considerente care nu vreau să le discut, nu avem prea mulți prieteni în presă, cum au alții. Traian Băsescu și Victor Ponta se potențează reciproc sau e reală lupta asta? E butaforie sau e război pe bune, cum ar veni? Că se potențează reciproc este adevărat. Că le convine este din nou adevărat. Ce le convine? Să se potențeze reciproc. De ce? Păi, de ce mi-a spus cealaltă întrebare? În momentul în care zilnic apar premierul și președintele, foarte greu să mai vede al treilea. Despre asta este vorba și asta știți foarte bine, sunteți un jurnalist redutabil. Dar că este o bătălie, eu ce să mai zic, așa am crezut și la început, până am văzut pactul de coabitare. Acum, nici acum nu mai știu, și acum cred că există un pact de coabitare și că el funcționează, nimeni nu l-a... A spus că nu mai este de acord cu el sau să dezavuieze. Nu l-am auzit nici pe domnul președinte, nici pe domnul Ponta. Că au avut ieșiri nefericite și unul și altul zilele astea, iar este adevărat. Că România dintr-o oază de stabilitate în partea asta Europei, în condițiile în care se întâmplă ce se întâmplă la frontiera de est, se transformă într-un circ, într-o oază în care circul este la el acasă, iar este adevărat. Astea sunt lucrurile pe care, indiferent ce e în sufletul meu, trebuie să le spun. Mai e loc de împăcare, de bună ziua, cum ziceți dumneavoastră, între PDL, PMP, între dumneavoastră și președintele Traian Băsescu? Loc de bună ziua... La stadiul între... în care ați ajuns acum. Loc de bună ziua ca între doi oameni civilizați există. Dar va fi extrem de dificil să putem să avem anumite înțelegeri cu PMP-ul dacă vor continua aceeași politică. Deci de nu tăracolare, că cine a vrut să meargă a mers, acum zic că am spart organizațiile PMP-ului
că tot mai mulți s-au dat seama că au fost înșelați sau probabil au avut prea multe așteptări într-un timp atât de scurt de la Partidul Mișcarea Populară, dar pe de altă parte, dacă ei vor avea ca țintă în continuare Partidul Democrat Liberal, candidaților la europarlamentare, conducerea lui, ne-ar fi greu să discutăm după aceea. De altfel, noi avem o politică în interiorul partidului. Nu aducem traseiști în politică, nu aducem traseiști în rândurile noastre, dar nici nu m-au acceptat traseiști pe care se susține. Așa am făcut și în ARD, că știți foarte bine, foști colegi de-ai noștri nu au putut candida din partea altor partide, chiar că s-au înscris în Forța Civică. Haideți să o luăm altfel. S-au încheiat alegerile europarlamentare, suntem a doua zi. Dacă v-ar propune șeful statului să faceți alianță PDL-PMP, ați accepta? Depinde cum evoluează lucrurile până atunci. Dacă ținta lor de azi înainte va fi PSD-ul, da. Dacă ținta lui vom fi în continuare noi, nu.